A fost panică pe o stradă din Brăila după ce un incendiu de proporții a mistuit 5 case și mai multe anexe gospodărești. Flăcările violente care au cuprins inițial doar una dintre gospodării ar fi izbucnit după ce un proprietarul unei locuințe, un bărbat în vârstă de 81 de ani, a dat foc mai multor resturi vegetale și și-a văzut liniștit în continuare de treabă. Panicat, omul a sunat la numărul de urgență 112. În zona au fost detașate mai multe echipaje de intervenție, dar până la sosirea salvatorilor, din cauza vântului, focul s-a extins rapid și la alte case aflate în vecinătate. Pompierii s-au luptat zeci de minute pentru stingerea flăcărilor. Misiunea le-a fost îngreunată din cauza fumului dens. În urma incendiului, bărbatul de 81 de ani a suferit arsuri grave, iar alte trei persoane au făcut atac de panică. Toate cele patru victime au primit îngrijiri medicale la fața locului.